A fost alertă ieri în Constanța din cauza unui bagaj suspect. Acesta a pus pe joar autoritățile după ce a fost găsit abandonat pe trotuar în dreptul unei bănci din zona Casei de Cultură. La fața locului a fost trimisă echipa pirotehnică din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța. Specialiștii au delimitat zona, au blocat traficul pe bulevardul 1 decembrie între strada București și Casa de Cultură și au verificat valiza suspectă. Din fericire, cercetările au arătat că bagajul nu reprezintă niciun pericol.